Să zicem că ești la aeroport, la coadă, la check-in și vezi o femeie însărcinată care pare că ar putea să nască în orice moment. Ce se întâmplă dacă copilul se naște în mijlocul zborului? În primul rând, trebuie să menționăm de la început că este puțin probabil să se întâmple asta pentru că doctorii le recomandă femeilor care au o sarcină avansată să nu mai zboare cu avionul, cel puțin nu în ultimele 4 săptămâni de sarcină. Dar nici nu credem că o femeie gravidă ar vrea să zboare, mai ales pe distanțe lungi. Vă imaginați cât de incomod ar fi să stai pe acel scaun îngust și să mai ai și o burtă atât de mare. În plus, orice femeie își face din timp planuri pentru atunci când urmează să nască, cumpără haine pentru copil, pregătește camera și multe alte lucruri. Deci, probabil ar prefera să fie înconjurată de familie și de prieteni, nu de niște oameni străini într-un avion. Dar nu știm unde ne duce viața și poate că și o femeie care e pe cale să nască are nevoie să ajungă undeva. Începe, după 10 ore de zbor, îți dai seama că se întâmplă ceva. Stuardezele se învârt în jurul femeii însărcinate, după care o duc la clasa 1, pentru că lipsa spațiului face o naștere imposibilă la clasa economică. Dacă nici acolo nu este loc, o altă opțiune este cala avionului. Vezi o însoțitoare de zbor fugind la baie pentru a aduce prosoape, în timp ce vezi alta care aduce câteva sticle cu apă. Chiar dacă echipajul nu are studii medicale, acestora li se face un instructaj menit să îi ajute să facă față în astfel de situații. Majoritatea însoțitorilor de zbor au declarat că totuși întreabă întotdeauna dacă există vreun doctor printre pasageri, pentru că ar prefera ca un profesionist să intervină dacă situația o cere. Dar dacă chiar trebuie, echipajul poate să ajute o femeie să nască, unii au declarat că au mai făcut asta. Din fericire, în cazul nostru există și un doctor și o asistentă în avion. Dar cum rămâne cu obiectele necesare unei nașteri? Oare femeia va depinde de pasagerii avionului, aceștia trebuind să doneze pături, prosoape sau toate cele necesare? De cele mai multe ori, pasagerii nu prea au ce să ofere, dar atunci când au, obiectele respective sunt acceptate. Dar și kitul medical de la bordul avionului are cam tot ce trebuie. Dezinfectant, săpun, bureți, mânuși, calmante, clești și o siringă specială cu care se curăță căile respiratorii ale noului născut. Oxigenul este de asemenea foarte important pentru că îi va fi greu bebelușului să respire la o altitudine atât de mare. Cât de complex este kitul medical depinde de tipul avionului și de durata zborului, dar sunt reguli care obligă companiile aeriene să aibă măcar un minim necesar în caz de urgență. O altă întrebare ar fi, oare avionul va mai ajunge la destinație sau va ateriza pe cel mai apropiat aeroport? O aterizare forțată este o opțiune, dar nu este întotdeauna posibilă. În general, echipajul și piloții încearcă să evite astfel de situații, ținând cont cât de gravă este urgența și de locația în care se află. Poate oare femeia care naște să reziste până la destinație? Există vreun risc dacă va naște în timpul zborului? Oare echipajul și voluntarii care o ajută vor face față urgenței? Se pare că femeia este destul de norocoasă și va reuși să ajungă la destinația finală. Sunt doctor și asistente în avion, iar femeia se simte bine, atât cât poate în condițiile în care tocmai a născut la 10.000 de metri deasupra Oceanului Pacific. Toate discuțiile pe care le-a avut cu doctorul ei despre cum va decurge nașterea sunt acum irelevante. Pilotul va anunța controlorii de trafic aerian că există o urgență medicală, iar avionul va avea prioritate la aterizare. Cum rămâne cu restul pasagerilor? Ei bine, nu cred că ar fi un moment bun să le chem pe însoțitoarele de zbor și să le cere o cafea, o apă sau orice altceva. De ce? Pentru că tot echipajul este acum foarte ocupat și zborul s-a transformat într-unul umanitar. Să salvezi vieți este cel mai important acum, dar nu tot echipajul avionului se poate concentra pe asta. Înainte de aterizare sunt anumite proceduri care trebuie urmate. Este totul pregătit pentru aterizare? Cum se simt ceilalți pasageri? Mai este oare altcineva care are o urgență medicală? Dintr-o dată auzi plânsul unui copil și pilotul îi urează bun venit la bord noului pasager. Toată lumea aplaudă și respiră ușurată. Acest micuț care tocmai a venit pe lume le-a oferit pasagerilor avionului și o poveste care o vor spune pentru mult timp. Sunt situații în care copiii născuți în avion sunt botezați după numele doctorului sau voluntarului care i-a adus pe lume. A fost și un caz în care o fetiță a fost botezată Virginia pentru că s-a născut într-un avion al companiei Virgin Atlantic. Dar au fost și cazuri în care compania a botezat avionul după noul pasager.
Așa s-a întâmplat cu avionul JetBlue în februarie 2019, dar să revenim la bebelușul născut în avion. Oare va fi totul în regulă pentru el? Copiii născuți în timpul zborului cu avionul sunt expuși anumitor riscuri. Avioanele nu sunt sterile așa cum sunt sălile de nașteri din spitale. Aerul din avion este foarte uscat și foarte rarefiat, iar temperatura este prea scăzută pentru un nou născut. Deci vor trebui luate măsuri de precauție pentru a-l ține pe micuț în siguranță până la aterizare. Cum rămâne cu cetățenia copilului? Aceasta poate fi o situație destul de ciudată pentru că fiecare țară are reguli proprii. Pentru majoritatea, copilul primește în mod automat cetățenia mamei, în timp ce în alte țări copilul va primi cetățenia tatălui. Dacă un copil se naște în apele teritoriale sau în spațiul aerian al Statelor Unite, acel copil este considerat american. Acum câțiva ani, o femeie gravidă care trebuia să nască a forțat un avion să aterizeze în Statele Unite pentru ca bebelușul care urma să se nască să primească cetățenie americană. Femeia a și reușit, dar compania aeriană i-a cerut daune de $30,000 pentru pierderile suferite din cauza devierii. Să vedem acum ce urmează pentru copilul născut în avionul nostru. Imediat după aterizare, atât mama cât și copilul sunt examinați medical. După asta, trebuie să treacă prin tot procesul de verificare al actelor și de înregistrare. Din fericire, în astfel de situații, majoritatea țărilor permit intrarea noului născut chiar dacă acesta nu are un pașaport. Dar pe mamă și pe copil îi mai așteaptă și alte surprize. De obicei, după ce un echipaj de zbor se descurcă bine în situații de urgență, acest lucru este văzut ca o dovadă de profesionalism a companiei de zbor. Compania se va lăuda cu asta, ceea ce este justificat, având în vedere că echipajul avionului ei tocmai a salvat 2 vieți. Compania va încerca să posteze peste tot această poveste, mai ales pe site-ul propriu și pe canalele de social media. Noul născut ar putea chiar să primească și zboruri gratuite din partea companiei. La aterizare, echipajul de zbor nu va mai arăta la fel de bine ca atunci când au decolat, dar cine mai arată bine după 14 ore de zbor? Se spune că toate nașterile sunt memorabile, dar pentru mămica și copilul din avionul nostru, experiența chiar a fost una unică. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!